Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, avem un nou guvern, guvernul Ciucă. Criza politică s-a încheiat, un final de care însă nu toată lumea este mulțumită, sunt tentată să spun ba dimpotrivă. Guvernul PSD-PNL-UDMR este întâmpinat cu ostilitate și dezamăgire de electoratul USR, de o mare parte din electoratul liberal și cu o doză de neînțelegere, de derută de o mare parte a electoratului PSD, obligat să facă un triplu salt către dușmanii de până mai ieri. Același guvern, întâmpinat astfel, într-un mod nu tocmai fericit, are în față și foarte mari încercări grele, pentru că, așa cum spunea într-adevăr și președintele Iohannis la depunerea jurământului de către noi miniștri, criza politică, da, s-a încheiat, însă toate celelalte crize sunt la locul lor, exact așa cum erau și ieri. Și acestea vor fi mari încercări pentru guvernul Ciucă. Poate cea mai mare încercare însă va fi să-și mențină coeziunea, să rămână o echipă, să nu înceapă să se devoreze. Despre șansele acestui nou guvern, despre situația politică din România, despre dezamăgirea electoratului, care poate să devină una explozivă sau nu, vom vorbi în această seară cu invitatul meu în Piața Victoriei, politologul Alexandru Gusi, doctor în științe politice al Institut de Etude Politique de Paris și cadru didactic la Universitatea București. Bună seara, domnule Gusi, bine ați venit în Piața Victoriei. Bună seara, bine v-am găsit și bună seara ascultătorilor dumneavoastră. Vă așteptăm, ascultătorii noștri, vă așteptăm pe dumneavoastră la 0372 069599, îmi cer scuze. Domnule Alexandru Gusi, ce șanse dați acestui nou guvern astăzi instalat la Palatul Victoria? Și când mă gândesc la șanse, mă refer și la timp, dar mă refer și la șansa de a face reforme. Întrebarea conține o parte din răspuns. Șansa de a face reformă. Întrebarea la a doua parte a întrebării deja putem răspunde. Nu are nicio șansă să facă reforme, pentru că un guvern care vine în situație de criză e justificat pentru unii. Putem spune că îl putem explica e o mare coaliție care legitimarea acestei mari coaliții, faptul că vine într-o situație excepțională de criză politică, a spus, și toate celelalte crize care pot explica faptul că, într-un fel, cei care erau la putere, regimul Iohannis, spuneau unii într-un timp, a avut nevoie să recurgă la PSD. Deci, dumneavoastră ați vorbit de mai multe tipuri de electorat. Aș adăuga faptul că majoritatea populației nu face parte din electorat. Au fost 30% prezenți la ultimele alegeri, deci mult peste 50% din oameni nu numai că nu se regăsesc în partide, ăștia sunt deja mai mulți, mulți din cei care au votat nu se regăsesc în partide, dar pur și simplu oamenii au început de la începutul acestui ciclu electoral cu o neîncredere profundă. Deci orice putere în momentul de față are o capacitate extrem de limitată de a face reforme, pentru că a face reforme înseamnă a deranja pe cineva, deci înseamnă a avea o legitimitate importantă. Deci nu, reforme nu fac. Întrebarea, deci aș îndrăzni să o reformulez, pot trece prin următoarele câteva luni de criză majoră? Și a zice că sigur că există șanse să treacă în măsura în care reușesc să cât de cât să utilizeze toate instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a crește încrederea în instituții. Cred că asta e problema mare din acest moment. Neîncrederea, aș zice, patologică. Deci, nu le dați timp mai mult decât aceste câteva luni de criză profundă, să înțeleg. Nu le dați o șansă reală până în 2024. Cred că această discuție
e undeva în spate, să nu uităm că s-a vorbit de 7 ani. De ce s-au dat aceste perioade? Tocmai pentru ca baza partidului să nu fie cu partidelor respective, să nu fie cu arma la picior, pentru că suntem în plină militarizare, nu? Să nu fie cu arma la picior și peste o săptămână să se pregătească de război cu celălalt, pentru că vin următoarele alegeri. Din fericire mai sunt destui ani, 3 ani, până la următoarele alegeri la termen. Cu alte cuvinte, măcar această misiune de 3 luni, 6 luni, sigur că poate să existe un orizont mai larg, dar eu cred că din punctul de vedere al interesului general este ca acest guvern pe această perioadă, 3 luni, 6 luni, să reușească. Ați spus că nu le dați șanse să facă reformă. Este un răspuns care, într-un fel, implică ratarea PNRR-ului, pentru că PNRR înseamnă 60 de reforme. Atâtea sunt incluse în acest angajament al României. Reforme fără de care nu vin banii. Și specificul PNRR-ului, ca să le reamintim ascultătorilor, este că orice ratare blochează toți banii. Deci dacă se ratează, de exemplu, obiectivul construirii de laboratoare de informatică în școli, nu mai vin, nu mai pot fi trași nici banii pentru autostrăzi din momentul respectiv. Dacă se ratează obiectivul încărcării, completării schemei de personal ADNA până la nivelul de 85%, nu mai vin nici banii pentru digitalizare, de exemplu. Deci este extrem de strâns. Toate aceste proiecte sunt extrem de strânse, ele formează un întreg. Deci dacă îmi spuneți că nu vor face reforme, înseamnă că vă așteptați să rateze și acest foarte important proiect numit PNRR. Eu înțeleg cu totul altceva prin reforme. În reforme nu înțeleg niște elemente punctuale care pot schimba, ameliora niște instituții care există. Vorbim în România de 30 de ani de reforme care s-au făcut, dar s-au făcut prost. Reformele sunt lucruri care țin de schimbarea unor subsisteme. Nu zic a sistemului general, care, în mod evident, cum a spus președintele, a vorbit despre statul eșuat. De fapt, vrea să spună că statul a eșuat în fața unei crize și acum nu trebuie să intrăm, cum să zic, într-un complex de inferioritate la toate nivelurile. România, cât de cât, instituțiile funcționează, dar funcționează extrem de prost. Ideea este, pot funcționa mai bine? Răspunsul este da. Pot funcționa puțin mai bine cu cele câteva idei la care au ajuns politicieni, tehnocrați de la Bruxelles, etc. Și români, nu propuse până la urmă de aici, acceptate, etc. Această listă de care ați vorbit e o listă onorabilă care cred că poate fi realizată, dar ea nu va schimba nimic sistemul în România. Este o discuție întreagă, o discuție care de fapt a început în decembrie, anul trecut, când a fost vehiculat pentru prima oară numele domnului Nicolae Ciucă pentru poziția de premier. Atunci nu a fost formalizată această propunere. Acum iată că ea a devenit fapt împlinit. Îl avem pe domnul Nicolae Ciucă, premier al Guvernului României, un militar, un fost militar, pensionar, ce-i drept, dar fost militar, general, fost șef de stat major, ceea ce pentru mulți e un frison. E un frison justificat? Da, sigur că e justificat, pentru că suntem în fața unei dileme. Fie nu reușește, ceea ce eu cred că e prost pentru toți, fie reușește și atunci un precedent periculos. Avem mulți generali care poate să aibă veleități, pe lângă chiar domnul Ciucă, care ar fi, evident, dacă a reușit foarte bine, ar fi și legitimat mai departe, de ce nu, pentru următoarele prezidențiale. Avem alții, nu? Să nu uităm că, de fapt, există deja un precedent. Domnul Oprea fusese lăsat de Victor Ponta prim-ministru. A fost prim-ministru interimat, dacă țin bine minte, prin 2015. Da. În vară, cred. Deci, să spunem așa, că această derivă a sistemului politic și administrativ românesc de la nivel civil către a
aduce diversi oameni din zona militară, că sunt civili din zona militară, cum a fost Mihai Răzvan Ungureanu, prim-ministru, în 2012. A zice, de atunci am văzut mai bine, sigur că Oprea deja era utilizat în majoritatea respectivă din 2008-2009, această derivă e o derivă care răspunde unui deficit administrativ și politic, unui deficit de calitate a elitei politice. Dar până la urmă, care e în sine frisonul? Adică care e pericolul? Care e problema ca un fost general în retragere, acum, să fie o problemă din punct de vedere politic? Omul e senator deja, este senator liberal în Parlamentul României, nu? A început o altă carieră, cum ar veni. Absolut. Încă o dată, când noi nu vorbim aici de un caz special, vorbim de ideea ca rezerva de cadre, ca să folosesc acest termen care cred că trebuie folosit în cazul României, rezerva de cadre în cazul României este cea a oamenilor veniți din această zonă, servicii militar, etc. Și asta, să nu uităm că sunt multe exemple, nu e vorba numai de domnul Ciucă, inclusiv în acest guvern, dar și în alte guverne. Poate a mizat președintele pe popularitatea foarte mare pe care încă, și gradul ridicat de încredere pe care încă armatele mai are în rândul românilor, adică haina militară să fie, pe care a purtat-o, să fie un atu pentru domnul Ciucă, un atu care să înceapă să reconstruiască punțile de încredere despre care vorbeați și dumneavoastră mai devreme, că sunt atât de necesare. În cazul oricărei soluții avem lucruri bune și lucruri proaste. Ăsta e lucru bun, dar evident că am vorbit despre riscurile care sunt pe termen un pic mai lung. Acum e clar că domnul Ciucă a fost o soluție nu numai din cauza faptului că reprezenta un rezervor de încredere, ci și pentru că era acceptat de către PSD, nu e văzut ca un penelist, nu, și nici nu e un vechi penelist, un cadru liberal vechi. E cineva care oarecum din întâmplare a ajuns în acest partid după ce spusese că nu va face politică, a avut și acel moment, nu, în care a fost prelungit la conducerea armatei. Acel moment e semnificativ pentru relația de încredere între generalul, și acum generalul în rezervă, Ciucă, și președintele Iohannis. Cum vedeți echipa? Noua echipă guvernamentală. Va atrage ceva în mod special atenția, în bine sau în rău, dintre membrii guvernului? Eu cred că putem să luăm multe exemple. Multă lume a vorbit de prezența domnului Grindeanu. Am văzut la jurământ că în ordinea de precădere era al doilea, e numărul 2 în guvern. Bun. Domnul Grindeanu are trecutul pe care îl are ca prim-ministru, dar a și fost preferat ca prim-ministru al PSD după victoria acestuia, după ce câștigase alegerile. Și cred că aici, sigur că putem să avem niște îndoieli, nu numai cu privire la încrederea pe care acest guvern poate să o consolideze avându-l pe domnul Grindeanu, deci cred că e o piatră de moară, dar și cu privire la aceste complicități care au existat totdeauna și nu au fost puse între o zonă din PSD și președintele Iohannis. De unde acest sentiment al societății civile de trădare, etc. Și dumneavoastră considerați că a fost un plan? Pentru că se vorbește foarte mult despre, USR vorbește foarte mult despre un plan bine pus la punct de eliminarea lor din guvern pentru a fi înlocuiți, iată, cu PSD. Bun, aici trecem cumva la supoziții. Impresia mea este că totdeauna acest plan era deschis, dar în niciun caz pentru PSD nu era momentul ideal să intre la putere. Deci, nu știu ce se gândește la Cotroceni, ce aveau de gând ei, dar pe zona PSD-ului nu era momentul. Deci, din acest punct de vedere, cei care sunt extrem de îngrijorați, au dreptate să fie îngrijorați, dar ridică asta la rang de trădare, cred că trebuie să înțeleagă că e rezultatul unui compromis aici, în care toată lumea are ceva de pierdut, dar până la urmă sperăm să avem și noi ceva de câștigat, în sensul că această criză
nu mai putea fi gestionată, criza sanitară nu mai putea fi gestionată în cum să vă spun, lipsa unui guvern legitim, pe de o parte, deci din punct de vedere instituțional, dar și această lipsă de încredere care este compensată de prezența PSD-ului. PSD-ul, tocmai pentru că a avut o atitudine ambiguă cu privire la gestionarea crizei, trebuia băgat în guvern pentru a putea efectiv să se transmită către populație semnalele corecte. Avem o premieră, ca să zic așa, nu s-a mai întâmplat în istoria politicii recente din România, cred că în general în istoria politicii din România. Mai sunt câteva cazuri în lume, și anume de rotativă, de schimbare a premierilor după un anumit timp în cadrul aceleiași coaliții. Domnul Ciucar urma să demisioneze undeva în jur de 25 mai 2023, și odată cu domnia sa să fie înlocuiți și secretarul general al guvernului, ministrul transporturilor, ministrul finanțelor. Vi se pare o soluție viabilă? Credeți că e un plan care stă în picioare? Sau a fost doar o încercare de a atenua șocul pentru unii al pierderii poziției de premier, pentru unii al pierderii unor ministere foarte importante? A doua parte a răspunsului pe care a sugerat-o. Suntem într-o situație în care vorbim de science fiction, când vorbim de peste un an jumate, etc. E clar că istoria e accelerată, crizele vin peste noi unele după altele și că partidele însele au niște strategii care se schimbă destul de repede. Deci răspunsul este acea foaie de hârtie, e la fel de utilă pe cât a fost și acea foaie de hârtie semnată de Traian Băsescu cu Victor Ponta. La început a funcționat și eu cred că e bine și aici să funcționeze la început și bun, la un moment dat lucrurile se vor strica încet încet, dar eu zic să vedem partea plină, chiar dacă un sfert al paharului, decât să vedem partea goală, pentru că deja există destul de multe probleme, să mai adăugăm noi probleme, riscuri, etc. Nu cred că are sens. Partea plină fiind, s-o punctăm. Care e partea plină? Faptul că există un guvern legitim care trebuie să acționeze, că să nu uităm, PSD-ul are o influență mediatică extrem de importantă, deci mesajele fundamentale care trebuie să meargă către populație pentru a respecta gesturile barieră, pentru vaccinare, etc., aceste mesaje vor fi mai bine spuse și de altfel de câteva săptămâni se vede pe anumite televiziuni că acest tip de mesaj antivaccinist a fost marginalizat, n-a dispărut, etc., dar e clar că deja se vede această mișcare. Bună seara, Valentin, ești în Piața Victoriei la Europa FM și te ascultăm. Bună seara, stimată doamnă Ene Dojoiu. Bună seara, domnule doctor Guții. Aș avea pentru dumneavoastră două întrebări. În primul rând, domnule doctor, nu credeți sau sunteți de părere că ar trebui reformată totuși, ca să nu zic revizuită din temelii, Constituția României, pentru că la ora actuală se vede că sistemul politic funcționează de 30 ceva de ani cu aceiași politicieni, cu un parlament care are din ce în ce mai mulți parlamentari, instituțiile statului și ele ar trebui reformate cumva? Asta ar fi o primă întrebare. Iar cea de-a doua întrebare pe care v-aș adresa-o, de ce credeți că România, în general privind, nu este capabilă să-și gestioneze în mod, hai să-i spunem, optim resursele pe care le are? Resurse energetice, resurse minerale și alte genuri de astfel de resurse. Aș spune eu și resurse umane. Chiar și cu resursa umană avem o problemă. Mulțumim, Valentin. Domnule Gusi, vă ascultăm răspunsurile.
Mulțumesc pentru întrebări. La prima întrebare, pe scurt, îl voi cita pe colegul meu constituționalist Ionuț Stanomir, profesorul universitar Ionuț Stanomir, care a explicat de ce suntem într-un moment excepțional din punct de vedere constituțional și Constituția nu se schimbă în momente excepționale, în stări de urgență, de fapt, chiar dacă ele nu sunt votate în Parlament neapărat. E clar că se iau foarte multe decizii care sunt contrare unei normalități, libertății de mișcare, etc. Ele trebuie acceptate, dar în același timp este clar că nu poate avea loc un dialog normal în acest context. La a doua întrebare, sigur nu sunt specialist în politici publice, dar cunoaștem eșecurile tranziției de după 90. Eșecul vine într-o măsură foarte importantă din faptul că suntem singura țară din Europa Centrală și de Est care nu a avut o schimbare adevărată la putere timp de 7 ani. Deci timp de 7 ani, cei care erau în statul comunist la toate nivelurile, inclusiv la nivelul directorilor de întreprindere, etc., deci toată economia era controlată de aceiași oameni. Bun, tipul de privatizare care s-a făcut în acești prin 7 ani și deja aveau resursele, deci de fapt și în continuare, e un tip de privatizare care nu are nimic de a face cu capitalismul, cu piața liberă, chiar dacă România e considerată de mulți acum mult mai liberală decât alte state, inclusiv din vest, ceea ce e adevărat din punct de vedere al legislației, dar din punctul de vedere al modului în care acești oameni au reușit să acumuleze capital, e clar că avem o problemă de libertate economică gravă, e vorba de rețele, etc., care duc și la corupție, dar corupția nu e singurul element care face ca acest capitalism de cumetrie pe care îl numise Ion Iliescu, încercând să se delimiteze de el. De fapt, e un paradox că în România un om care a crezut în comunism a creat acest tip de capitalism un pic sălbatic și un pic și el legat de stat. Și asta explică, din punctul meu de vedere, e un element fundamental care explică și problemele de pluralism pe care le avem, pentru că pentru a face politică, pentru a face media, îți trebuie foarte mulți bani și banii aia, dacă ei sunt concentrați, dacă rețelele sunt concentrate, e o problemă la acest nivel. Cum credeți că este domnul președinte Iohannis din acest moment, din această criză? Este extrem de contestat, violent contestat de o bună parte din electoratul domniei sale care l-a votat la ultimele alegeri prezidențiale. Da, aici am două, să spunem, niveluri de răspuns. Primul legat pur și simplu de oportunitatea politică. Din punctul de vedere al responsabilității, eticii responsabilității, el a venit cu o soluție până la urmă. A întârziat în mod inacceptabil. Putem să reluăm toate gafele, tot ce s-a întâmplat. În secunda aceasta, în mod pragmatic, are un guvern în care sunt foarte mulți oameni de-ai lui, inclusiv primul ministru. Pe de altă parte, exact același lucru face ca, uitându-ne la miniștri, mai ales așa zici din partea PNL, e clar că el nu a avut încredere în partid și că a creat un front între el și partid în momentul de față, prin tipul de miniștri pe care îi are, ce are, practic, miniștri apropiați de el și niște oameni din jurul lui Câțu, care, practic, oricând poate să piardă conducerea partidului. Deci, e o victorie de etapă, o victorie și instituțională, dar politic e extrem de fragilizat. Și acum a doua parte, mă iertați, parte care cumva e cea mai sensibilă, pentru că am vorbit, e vorba în momentul de față de o criză de încredere. Ori cum poți să compensezi criza de încredere în momentul în care chiar electoratul tău te atacă, se consideră trădat? Bun, și atunci în această problematică eu aș spune că trebuie să vorbim și despre măsura în care cei care l-au votat pe Iohannis chiar credeau în acest proiect Iohannis. Încă avem o mare problemă aici. E îndrept un principiu care spune că nu poți să pretinzi că ai fost înșelat dacă tu știi că ești înșelat.
Haideți să spunem că în primul mandat a fost un moment excepțional, de-abia se unise PDL-ul cu PNL-ul, au avut un candidat, etc. PSD-ul domina tot cu Ponta. Dar după 5 ani de mandat, toți cei care l-au ales știau exact că el și-a ales până și contracandidatul, doamna Dăncilă, e aleasă de domnul Iohannis. Cu alte cuvinte, eu sunt de acord cu toate criticile, numai cu aia de trădare nu, pentru că eu văd o coerență din momentul în care era propus prim-ministru de PSD și PNL în 2009 până azi, e o coerență la domnia sa. Să recunoaștem chestia asta și dacă recunoaștem, poate începem un pic să și regândim anumite momente din această istorie pe care le-am privit un pic eroic, un pic manicheist. El s-a pus în fața unui val care nu era deloc creat de el. Și asta s-a întâmplat. Deci eu nu empatizez, cu alte cuvinte, cu cei, deloc cu cei care vin și dau decorații înapoi. Sau, cred că această mișcare e o mișcare care dovedește tocmai neînțelegerea mecanismelor politice ale prezentului și faptul că, da, în momentul de față e clar că Iohannis nu mai e un element politic care să poată să crească semnificativ în viitor. Pierzându-și această bază, va rămâne poate cu un mic nucleu dur, nu-mi dau seama, dar e clar că totdeauna a avut o problemă de identitate și că și-a asumat, recurgând la această soluție, și-a asumat o pierdere politică. El al doilea mandat nu mai are nevoie de vot, el are nevoie să-și exercite puterea în următorii 3 ani. Riscul suspendării era real. Și deci, cred că el a reacționat rațional politic. Credeți în varianta emisă de fostul premier Ludovic Orban, cum că domnul Iohannis și-ar dori ca după încheierea celui de-al doilea mandat să devină premier? Eu am auzit în ultimii ani că vrea să fie președintele Consiliului European, vrea să fie reprezentant cu relațiile externe ale Uniunii Europene, etc. Cred că președinții au nevoie să păstreze un, mai ales cineva ca Iohannis, care cumva venea din afară partidului inițial, nu partidului liberal, partid prezidențial acum, dar e oare cu adevărat un partid prezidențial, e discutabil. Deci cred că și partidul îi va scăpa la un anumit moment, tocmai pentru că nu are un viitor politic, tocmai pentru că mecanismul acesta al țapului ispășitor s-a declanșat foarte repede la Traian Băsescu, cu păstrarea unui nucleu dur a durat mai mult și era rezultatul unei lupte reale. Iohannis pare că nu, încă o dată, unii își creează un val și după aia el se răzbună, valul acela de speranțe se răzbună, pentru că nu poți să fii la înălțimea speranțelor. În cazul domnului Iohannis, n-a creat el valul de speranțe, dar îi se sparge în cap în secunda asta. Asta e viața, asta e, din păcate, ăsta e mecanismul democrației românești. Democrația românească nu funcționează prin pluralism, ea funcționează pentru un fel de răzbunare pe liderii pe care ni-i alegem. Deci, da. Bună seara, Daniel. Ești în direct la Europa FM, alături de noi, în Piața Victoriei. Bună seara. Te ascultăm. Bună seara și domnule Alexandru. Bună seara. Vreau să vă întreb, domnule Alexandru, ținând cont că grupul acesta numit PSD, eu nu pot să-i mai spun partid, o tot duce așa în țara asta de 30 de ani, care este șansa ca într-o luptă maxim de inegală între un purice poate și un elefant, se poate ca România să ajungă la un moment dat să fie totuși bine? Am citit zilele trecute interviul dumneavoastră de democratizarea regimului politic din România. Se pare că lucrurile nu merg într-o direcție bună la 30 și ceva de ani după așa numita revoluție. Ne îndreptăm într-o direcție greșită. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Da, am vorbit despre de-democratizare tocmai pentru că trebuie să vedem lucrurile într-o dinamică. Nu există numai elemente proaste și nu există numai elemente bune. Există noi generații, o dinamică, etc.
Deci e clar că aici, când vorbim de PSD-ul care controlează, etc., nu. Adevărul fundamental, uitați-vă câte guverne au existat non-PSD, câte guverne, câți președinți, câte mandate. Nu, suntem acum la al patrulea mandat la rând al unui președinte non-PSD. O să facem 20 de ani. Deci, în momentul de față, problema se pune la alt nivel. Se pune la nivelul elitei politice, în general, la nivelul instituțional. Am spus de ce schimbări sistemice, constituționale, nu sunt posibile acum, dar evident că ele trebuie avute în vedere. Deci, sigur că ideea unei lupte inegale e corectă pe termen scurt, dar pe fond s-a văzut că PSD-ul în alegeri de foarte multe ori a putut să fie bătut. Întrebarea este de cine și întrebarea este în ce măsură acea parte a societății care e împotriva PSD-ului poate să creeze lider, poate să propună un partid sau partide care au programe care mobilizează oamenii. Deci eu cred că aici e o problemă foarte mare de competență la nivelul zonei anti-PSD, nu de resurse. Ați vorbit de purice și vorbea de fapt ascultătorul nostru de purice și de elefant. Cam așa arată și raportul dintre putere și opoziție în acest moment în Parlamentul României. Avem o opoziție mică și divizată între două partide practic incompatibile. Nu văd cum ar putea să mai încerce un proiect comun. Acea moțiune a fost destul, cred, pentru USR. Ce șanse dați acestei, ce șanse de creștere le dați și unora și altora, fiecare pe segmentul lui, USR și AUR? Să încep cu AUR, care a fost o surpriză a ultimilor alegeri. A pornit, a apărut așa sub radar. Eu, sincer, sunt suspect când văd lucruri prea sub radar. Cu alte cuvinte, un partid care vine și îmi spune din prima secundă că vrea să-l suspende pe președintele Iohannis, mi se pare un partid mai degrabă care vrea să ocupe o piață, nu, să zicem piața universității, știți cum fac unii manifestații, declară manifestația ca să ocupe locul. Cam așa e și cu acest AUR. Deci, capacitatea lui de creștere s-a dovedit foarte bună. Liderul principal, nu, care doi, domnul Simion, este un investitor politic care are calități politice certe. Atitudinea lui și a partidului cu privire la criza COVID, după părerea mea, va fi perdantă în câțiva ani. Se va dovedi că în momentul de... practic el a pariat pe un câștig mic într-o perioadă non-electorală și va avea probabil mai degrabă o pierdere pe termen mai lung. Dar sigur, pierdere, el are o nișă și această nișă va rămâne. Însă, ca și USR-ul, din cauza slăbiciunilor, tocmai pentru că sunt mici, vor încerca să facă mult mai mult zgomot și făcând mai mult zgomot, mai mult, vor apărea în contrast cu dorința majorității, încă o dată, vorbesc de aia care nici nu au fost la lege, nu mai vorbesc de electoratul fiecare. Majoritatea tăcută ascultat. Și ne... Da. Majoritatea, cei care nu au vrut să meargă nici la lege, de fapt vor o formă de liniște. Asta este. Am votat, s-a votat liniștea cu 80% în 90. România a ajuns într-o situație de psihoză, zice. Nu s-a vorbit foarte mult de frică, de, nu, și inclusiv frica de COVID. Și o vorbă despre USR, pentru că ne apropiem de final, chiar o vorbă? Dacă, ce șanse au? USR-ul are un bulevard în față, dar a mai avut și alte ocazii și parcă nu a construit vehiculul potrivit. Vă mulțumesc mult, domnule Alexandru Gusi. Îmi cer scuze celor care n-au mai reușit să intre în direct. Sunt puține minute, multe de vorbit și un invitat foarte valoros și foarte prețios pe care am vrut să-l ascultăm. Vă mulțumesc din nou. Rămâneți la Europa FM alături de Teddy Păun în cel mai mare club de seară din România. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.